Un tânăr a fost la un pas să fie sfâșiat de un urs care cerea de mâncare la marginea drumului în apropiere de cetatea Poenari, în județul Argeș. Sunt imagini trimise de telespectator Digi24. Se vede cum bărbatul se apropie foarte mult de animal, încearcă să-i dea ceva de mâncare, dar și filmează ursul cu telefonul mobil. Desigur, animalul s-a speriat, a încercat să-l muște, a fost la un pas să-l doboare la pământ. Vă avertizăm din nou să nu vă apropiați vreodată de urși. În ciuda faptului că par obișnuiți cu oamenii și se apropie deseori destul de mult de zonele locuite, urșii sunt totuși animale sălbatice, au un comportament imprevizibil și pot ataca din senin.